Bună, sunt Denis și vă prezint o nouă poveste originală pe canalul meu, Lumina Poveștilor. Fericită ești, Adelina, i-a spus prietena ei, cunoscută ca Ana Mare. Acest pseudonim l-a primit datorită formelor sale pline. De remarcat că Ana Mare nu era doar o prezență obișnuită, ci și o sufletistă. Era foarte bună și a ajuns în închisoare din naivitate, acceptând o înșelătorie financiară. Mai are de ispășit un an acolo. În schimb, Adelina, o frumoasă cu păr roșcat, o calbaștricer și un nas grațios, a petrecut doar nouă luni închisă. Și, cum își băteau joc colegele de celulă de ea, parcă s-a născut din nou. Ea va fi eliberată condiționat. Primele săptămâni de închisoare i s-au părut iad. Adelina chiar a considerat să-și pună capăt vieții. Nu putea exista un moment mai înfricoșător decât primele săptămâni în închisoare, când plângea de umilință, rușine și neputință, realizând că viața ei s-a încheiat. Cine o va lua de soție pe o fostă deținută? Cine o va angaja? Nu e ca în America, unde fiecare avea o condamnare pentru un fel de abatere. Acolo, tribunalele prosperau. Te atingi de cineva și primești o interdicție judiciară. Acolo se judecă chiar și copiii cu părinții lor, ai ridicat tonul la un copil și iată o citație pentru tine. Bătrâna Rusiei se comportă altfel față de oameni. Ceea ce occidentalii scriu în pașapoarte la noi puteți găsi doar pe garduri, iar condamnarea aici este echivalentul unei mărci arse. Nimeni nu vrea să se atingă de ei, ca și cum ar fi leproși. Între timp, în închisoare nu sunt doar cei vinovați. Mai mult decât atât, mulți dintre cei care ar trebui să umple celulele sunt în libertate, dar nimeni nu vrea să aibă de a face cu ei, dintr-un motiv oarecare. Adelina a îmbrățișat prietenele în semn de rămas bun, le-a promis că le va scrie și le va suna. Femeile au strâns bani și i-au dat să se întoarcă acasă, să-și cumpere mâncare și să aibă cu ce trăi în primele zile. Ar trebui să fie suficient până să se pună pe picioare. Suma nu era mare, dar Adelina era bucuroasă că nu va trebui să meargă pe jos și să cerșească ocazional o lift. Satul în care se afla casa ei natală era prea departe de locul în care era închisă. În această noapte, Adelina și-a răsfirat porul roșu aprins pe pernă și s-a culcat, conștientă că nu va mai petrece noaptea acolo. A devenit chiar tristă. Aici a trecut prin cele mai grele zile ale sale. Aici a descoperit ce înseamnă bunătatea umană, ajutorul reciproc. Credea că totul va fi ca într-un film prost, că va fi bătută și insultată, că aici, în colonia de corecție pentru femei, va avea dușmani. Dar femeile de aici s-au dovedit mai bune decât toți pe care i-a întâlnit în libertate. Unele aveau temperament și erau aprinse, dar după ce țipau, aceste femei se apropiau și ajutau pe toată lumea cât puteau, pentru că aici se sprijineau reciproc, altfel nu puteau supraviețui. Adelina și-a închis ochii și a căzut în somn. Dimineața a venit brusc. S-a trezit, abia așteptând să treacă pe coridorul întunecat pentru ultima oară. I-au mânat hainele, lucrurile personale și în buzunar avea bani. Era sătulă. A fost însoțită de un gardian cunoscut care i-a urat noroc și a sfătuit să nu mai ajungă în închisoare. Adelina a zâmbit, a făcut semn cu capul și a trecut peste porțile mari de fier. Ușa s-a închis în spatele ei, gardianul s-a întors cu spatele și a plecat. În acel moment a devenit înspăimântată, chiar și picioarele i-au devenit slabe. Doamne, acum sunt cu totul singură! Adelina a respirat adânc, apoi s-a îndreptat spre gară. Ea cunoștea orașul, era departe de mers, dar a decis să meargă. Avea nevoie să respire aerul libertății, trebuia să-și dea seama de totul. În timpul detenției, Adelina doar visase să iasă, dar acum era confuză. Mama ei murise imediat după ce fusese încarcerată. Era pregătită pentru asta. Mama era bolnavă de mult timp și în mod serios. Nu avea bani pentru tratament. Chiar dacă oncologia poate fi tratată în cele mai scumpe clinici, boala era foarte perfidă. Medicii își deduseră verdictul cu mult timp în urmă dispensarul oncologic local și-a făcut procedurile. Poate că ar fi trăit mai mult, dar oricum nu ar fi ajuns în acea zi. Era dureros și înfricoșător să se întoarcă, casa mamei era acum goală. Oh, cum ar fi fost să ajungă acolo! Cerul de octombrie era cenușu, căzând de la ninsoare la ploaie. Era frig. Adelina a ajuns la gară, a stat la coadă pentru un bilet de autobuz. Era dezorientată, abia și-a găsit pașaportul în bagaje. O fată nemulțumită i-a dat biletul și Adelina s-a apropiat de autobuz. A trebuit să aștepte puțin. În curând s-a anunțat îmbarcarea și ea a urcat înăuntru, încercând să se încălzească cât mai repede. Câteva persoane au urcat împreună cu ea. Apoi autobuzul s-a îndreptat către altă destinație, spre centrul orașului. Acolo, toți cei care doreau să meargă pe această rută au urcat. Șoferul lua mereu mai mulți oameni decât ar fi trebuit. Adelina s-a așezat lângă fereastră, nu departe de controlorul care îi îndemna pe cei care intrau să cumpere bilete. Un bărbat în vârstă de 60 de ani tremura de frig. Era clar că era ud. Pe stradă ploua rece, toamna. Biletul tău, a spus controlorul. Nu l-am cumpărat, acum o să-ți plătesc, a spus bărbatul în vârstă cu voce tremurătoare. A căutat mult timp în buzunare. Controlorul se grăbea să-l tempereze, chiar dacă era cu vreo 20 de ani mai tânăr. Adelina s-a întors spre fereastră. Îi era jenă să vadă cum un bărbat adult vorbește în mod disprețuitor cu un bătrân. I-a venit în minte gândul că dacă această scenă s-ar fi petrecut în fața femeilor din colonie, ele l-ar fi bătut pe controlor cu picioarele, în cadrul unui curs accelerat de educație pe care, evident, el nu l-a primit la momentul potrivit. Ele erau rigide, dar corecte. Adelina a învățat multe de la ele. Ele au sprijinit-o în perioada grea când a venit vestea morții mamei. Adelina nu voia nici măcar să se gândească la asta și împingea gândurile departe. La următoarea oprire au intrat alți pasageri și controlorul s-a concentrat pe ei. Adelina s-a uitat în secret la bătrân. A răscolit buzunarele și a văzut că era o gaură acolo. Chipul lui a trădat faptul că pierduse banii pentru călătorie. Probabil toată pensia era acolo, bietul om, a gândit Adelina. Plătește sau coboară, a spus controlorul cu răutate. Och, cum nu voia să atragă atenția asupra ei, dar a trebuit. Adelina, auzind că controlorul i-a trecut la tu pe pasagerul bătrân, s-a ridicat de pe scaun și s-a apropiat de bărbat. Ia banii, i-a întins un bandnotă. Bătrânul s-a simțit rușinat și i-a dat-o controlorului. Mulțumesc, draga mea, îți mulțumesc! Sunt atât de dezorientat azi. Am necazuri, draga mea, probleme grave. Și trebuie să mă duc, altfel n-aș fi luat autobuzul. Îți voi returna, promit. În timp ce bărbatul plătea, s-a ridicat în picioare și cineva a ocupat imediat locul lui. Hai, i-a spus ea și l-a așezat pe scaunul ei de lângă fereastră. Ea însă și a stat lângă el, cu geanta în poală. Ai nevoie de asta? a întrebat controlorul, privind-o cu antipatie. Era clar că ar fi vrut să scoată bătrânul din autobuz. Adelina l-a privit lung cu un ochi pătrunzător, iar el și-a întors rapid privirea. După un minut, a coborât. Îmbarcarea s-a încheiat, locurile erau ocupate. Așa cum era întotdeauna, au adunat chiar și prea multe persoane care urmau să stea în picioare. Orașul trecea pe lângă geamuri cu afișe strălucitoare și lumini. Chiar și ziua, mașinile lăsau farurile aprinse pentru că cerul era foarte întunecat și tenebros. Autobuzul se clătina, iar Adelina se ținea de mânere, acceptându și soarta. Aveau aproximativ două ore de drum în față. Înțelegea că, imediat ce unul dintre pasagerii din stațiunile următoare va coborâ, ea se va putea așeza și va călători în timp ce stă jos. Și așa s-a întâmplat. Persoana care se afla lângă bătrână a eliberat locul, iar Adelina l-a ocupat. Fetițo, mergi departe, l-a întrebat el, încălzindu-se. Merg la satul mare, acolo este casa mea, iar dumneavoastră. L-a întrebat ea. Eu merg până la capăt, trebuie să ajung în oraș, am o problemă. Trebuie să plec. Adelina a ezitat să întrebe ce s-a întâmplat în mod concret. Și tu, fetiță, mergi să vezi rudele. Nu am pe nimeni, am stat nouă luni în colonie. M-au eliberat, iar mama a murit în timpul cât am stat acolo, de cancer, și acum voi fi complet singură. Adelina a spus asta și parcă i s-a ușurat, ca și cum ar fi scăpat de o parte din povara grea de pe umeri. Era curioasă să vadă cum va reacționa bătrânul, poate că va înceta să mai vorbească cu ea, poate că se va retrage imediat ce se va elibera un loc. Nu-ți face griji, orice se poate întâmpla, la noi nu închid pe criminali, îi închid doar pe cei care se află într-o situație dificilă, doar pentru aparențe, a spus el. Știu, am avut un frate care a stat mult timp, șase ani, Igor. A murit de mult. Nu-ți face griji, ești tânără și n-ai stat mult timp, totul o să-ți fie bine. Desigur, e păcat că mama a murit, dar părinții pleacă, așa e firesc, păcat că prea devreme, niciodată nu e momentul potrivit. Plângi și mergi mai departe, viața îți este în față, toată viața e frumoasă, ești o persoană bună și amabilă, viața îți va răsplăti bunătatea, altfel nu se întâmplă, vei primi exact ceea ce oferi. Astăzi mi-ai ajutat, iar mâine te vor ajuta și pe tine, vei vedea. Adelina a fost pe cale să-i în lacrim chiar acolo, dar a zâmbit și și-a șters o lacrimă neinvitată. Bătrânul, observând asta, i-a zâmbit larg și și-a îndreptat privirea spre fereastră au mers în tăcere mai departe. Doar câteva sate, copaci și câmpuri nesfârșite treceau pe lângă fereastră. Drumul spre casă părea plictisitor și trist. Adelina avea să vadă o casă goală și să înțeleagă că nu va mai fi niciodată la fel, avea să vadă mormântul mamei și să înțeleagă că nu o va mai auzi niciodată vocea sau nu o va mai vedea zâmbind. Apoi va trebui să-și caute de lucru, să vadă dacă o vor lua măcar ca mulgătoare sau va trebui să părăsească din nou casa și să plece în căutarea unui loc de muncă în altă parte. Popescu au fost întotdeauna o familie onestă, inteligentă. Mama Adelinei, Irina, a rămas văduvă de timpuriu. Adelina nu își amintea de tatăl ei, avea patru ani când el a dispărut. În memorie i-au rămas doar fragmente, bucăți de fraze, situații în care el era prezent. La școală, profesorii o iubeau pe Adelina, era bună la învățătură și foarte harnică. Mama ei lucra acolo, ca profesoară de limba și literatura rusă. Adelina se îmbrăca mereu frumos, citea mult, câștiga olimpiade. Imediat după școală, când a venit momentul să se înscrie la universitate, Adelina a depus documente, dar nu a trecut examenul și s-a angajat la biblioteca locală. În acela nu au fost bani și studiile au fost amânate din nou. A lucrat în bibliotecă câțiva ani. Adelina era modestă, liniștită, dar nu puteai spune că era o persoană fricoasă sau timidă. În acest loc liniștit se ascundeau toate demonii lumii. A luat o piatră cu care se sprijinea poarta și l-a lovit pe Alex în cap. Un singur lovit l-a făcut să-și piardă cunoștința. Adelina s-a apropiat de casa lui, a bătut la fereastră. Mama lui a apărut. O femeie înaltă și arogantă, pletos și întotdeauna înstărită, mereu în diete și exerciții fizice. Ce s-a întâmplat, Adelina? A întrebat ea. Fiul dumneavoastră a venit beat la mine și a încercat să mă atace. L-am lovit. El zace în curtea mea inconștient. Dacă aveți nevoie de el, veniți să-l luați, eu nu-l voi duce. Ea a chemat poliția și a depus mărturie. Era îngrozită și supărată, dorea să fie protejată. Dar era prea tânără și nu a luat în considerare faptul că polițistul local nu mergea în fiecare weekend la ferma fermierului doar pentru a se relaxa în sauna. Erau prieteni, se ajutau unul pe celălalt. Mama lui Alex a chemat un doctor și l-a rugat să înregistreze vânătăile. Ce vânătăi? El m-a atacat. A strigat că toate fetele îi sunt dispuse, așa că și eu ar trebui să fiu. Voi scrie o declarație. Cu toate acestea, lovitura a fost foarte serioasă. Adelina a primit o lovitură la tâmplă și Alex a fost inconștient pentru o perioadă destul de lungă. Când și-a revenit, avea o vorbire neclară. Avea de trecut printr-un tratament și recuperare lungă. Polițistul nu a acceptat declarația Adelinei, spunându-i să se roage ca fermierul să nu depună o plângere împotriva ei. Au trecut câteva zile. Au apărut zvonuri în sat. Fiul fermierului a vrut să o atace pe Adelina și i-a bătut. Oamenii i-au vorbit în față fermierului. Nu a educat bine fiul. Nu se va adapta aici. Să meargă în oraș. Și fermierul s-a înțeles cu polițistul a fost întocmită o declarație împotriva Adelinei. Ca și cum el ar fi chemat mereu la ea. Dar când el a venit la ea în acea seară, s-a dovedit că era treaz. Adelina l-a chemat ea însă și la ea. Au fost martori. Alex a depus mărturie în instanță că în acea seară ea l-a convins să intre în casă la ea pentru ceai. Făcea aluzii la aventuri amoroase. Și el refuza, spunea că nu-i place ea și propunea să rămână prieten. Atunci Aderina s-a înfuriat și l-a lovit pe băiat în cap și a inventat o poveste despre agresiunea lui. Oamenii din sat nu au crezut-o, dar instanța a crezut. Procesul a durat câteva săptămâni. Au fost mai multe audieri. În cele din urmă, Aderina a fost condamnată la un an și jumătate de închisoare. Mama fetei suferea foarte mult, iar boala a consumat-o rapid. Nu a trăit nici măcar jumătate de ani. Până la sfârșit, Irina a susținut-o pe fica ei. Ei spunea că totul se va rezolva, că Dumnezeu îi va pedepsi pe familia fermierului pentru acțiunile lor. Când Adelina a fost condamnată, starea mamei s-a înrăutățit. După o săptămână, ea a fost dusă la spital. Ea a sunat de câteva ori de acolo. De fiecare dată spunea că se simte mai bine și probabil va fi externată curând. Dar apoi a venit veștile despre moartea ei. În cele mai întunecate momente ale ei, Adelina a văzut alături de ea oameni complet necunoscuți, gata să o sprijine. Colegii de cameră, lucrătoarele din colonie, toți au tratat-o bine. În cele din urmă, ea a supraviețuit. Aceștia i-au ajutat să depună o cerere pentru eliberare condiționată. Așa a ieșit Adelina din închisoare. Ploaia de afară s-a intensificat. Autobuzul s-a oprit la cimitir. Adelina s-a despărțit de bătrânul de lângă ea, a ieșit și i-a urat tot ce mai bun. A mers pe jos până în sat. Erau doar patru kilometri acolo. Drumul fusese distrus, spantofii se udaseră. Dar Adelina nu simțea frigul, era hotărâtă să ajungă acasă. Simțea o dorință puternică de casă, deoarece acolo crescuse. Drumul trecea prin cimitirul local. Adelina a intrat acolo la mormântul mamei, dar nu l-a găsit imediat. Dar când a găsit, a izbucnit în plâns, cu voce tare, norocul că nimeni nu a auzit-o. După ce și-a lăsat lacrimile să curgă, simțind durerea de la plâns și slăbiciunea, Adelina, tremurând, cu hohote în s-a îndreptat spre casă. Era închisă, cheia era în locul ei. Ea a intrat, a simțit frigul, a aprins soba, a pus ceainicul pe foc. Adelina și-a spălat fața și a băut apă caldă, a găsit alimente și se pregătea să gătească cina când a auzit bătăi la fereastră. Te-ai întors. În prag se afla polițistul local, același care cunoștea adevărul, dar a ajutat-o pe fată nevinovată să primească o pedeapsă pentru autoapărare. Da, i-a spus ea stând pe ușă cu o expresie fără cuvinte. Părul ei roșcat creștea, curgea până la talie, iar ochii plini de lacrimi erau roșii dacă vei vorbi, te voi reîntoarce acolo să nu mai aud versiunea ta anterioară, mai înțeles. Ești într-un fel, dacă e așa. Adelina a scuturat din cap. Cum mergeți pe acest pământ? Merge, Adelina, merge. Ai înțeles totul, doar fi întihnă, imediat te vei întoarce acolo și vei rămâne acolo, o să mă ocup eu de asta. Ne-am înțeles unul pe altul. Disperarea o sfâșia pe dinăuntru, nu avea opțiuni decât să ia o piatră care încă se afla lângă gard și să-și spargă capul acelui mincinos nenorocit. Am înțeles, a spus ea, aruncându-i o privire disprețuitoare lungă. Ei bine, minunat, bine ai venit! Ucigătorul a dat ochii deoparte, s-a întors și a plecat. Adelina a intrat în casă, aducându-și aminte de cuvintele mamei. Dumnezeu nu-i va lăsa nepedepsiți, ei vor răspunde în fața lui. Ea credea asta. După ce a pregătit cina, ea s-a întins pe patul mamei și a închis ochii și imediat a adormit. Drumul și suferințele o epuizaseră și mai erau multe încercări în față. Ea înțelegea că viața ei nu va mai fi la fel, niciodată. A doua zi, Adelina s-a dus la locul ei obișnuit de muncă. În satul lor era un singur lucru de mândrie, o bibliotecă mare. Timp de mulți ani, conducătoarea sa, Tamara, aduna singură cărți, le căuta în casele abandonate, le cumpăra din secțiile de reciclare cele mai interesante și valoroase exemplare. În cele din urmă, biblioteca a devenit una dintre cele mai cuprinzătoare. Oameni din satele vecine veneau aici. Nu toate cărțile puteau fi găsite în zonă. Adelina a lucrat acolo mulți ani, ea voia să se întoarcă și să continue să trăiască ca înainte, să lase toate lucrurile rele în urmă. Văzându-o pe Adelina, Tamara a pus ceainicul pe aragaz și a deschis un pachet de vafe. Cum ești?" Cum a fost acolo, Adelina?" Și nici măcar nu te-au lăsat să mergi la înmormântare." Nici măcar nu am încercat să intru, am leșinat și am stat în spital câteva zile când am aflat că mama nu a mai supraviețuit." Nu-i nimic, am făcut o fotografie." Înainte, mereu fotografii au persoanele decedate. Și am făcut o. Ți-o voi aduce cumva. Sau o aduc aici mâine. Vino, bine. Mama ta a fost o femeie minunată și nu am crezut nicio clipă în acele nebunii pe care le-a spus băiatul de la fermă. El te molesta, nu-i așa? Mama ta mi-a povestit tot cum a fost. Adelina și-a coborât privirea. La ce bun să discute despre subiecte dureroase? Ar putea schimba ceva. Din cauza lui am fost condamnată. Și tu mă crezi? Mai angaja. Tamara și-a înclinat capul cărunt. Voi suna șeful meu, voi discuta. Aș vrea să te angajez, Adelina, dar nu totul depinde doar de mine. Trebuie să întreb să nu se întâmple să te angajezi și apoi oamenii să se plângă și să trebuiască să te concediez. Le voi explica totul șefului. Adelina s-a întors acasă a făcut curățenie toată ziua, aducându-și aminte cum făcea asta cu mama. Era trist, dar în sufletul ei începea să se simtă mai ușor. Ar putea fi acceptată la locul ei de muncă anterior, totul ar putea fi rezolvat. Da, oamenii vor vorbi, dar fiecare are propria sa viață și rușinea lor va fi uitată, totul va fi în regulă. A doua zi, Adelina a venit la bibliotecă. Avea pe ea haina mamei, una bună și de calitate și a prins buclele roșcate într-un coc pe ceafă, așa cum făcea când lucra aici. Adelina, am discutat. Îmi pare rău, draga mea, mi s-a interzis să te angajez. Zvonuri. Nu pot permite oamenilor să se plângă. Noul șef se teme pentru pielea lui. Și să-ți spun mai mult, nu te vor accepta niciunde aici. Poate doar la fermieri. Nu la Alex, nu există alții încearcă să ceri, poate sunt locuri. Adelina s-a ridicat și se pregătea să plece. Stai, a strigat Tamara. I-a dat o fotografie a mamei în sicriu. Adelina a luat fotografia. Lacrimile începuseră deja să curgă, dar ea s-a stăpânit. Liniștită, mulțumindu-i fostei ei șefe, fata s-a îndreptat spre casă. A venit, s-a prăbușit pe pat și a izbucnit în plâns. A plâns mult timp până când a adormit de epuizare. Au trecut câteva ore înainte să fie trezită de bătăi la fereastră. Gândul ei inițial a fost că acel polițist corupt venise din nou să o amenințe. Adelina a ieșit pe ușă. În curte era tocmai el, polițistul local. Adelina e o problemă. Era stânjenit, chiar speriat. Ce s-a întâmplat? A întrebat Adelina, uitând că ochii erau umflați de lacrimi, iar părul era dezordonat. Adelina, ți se cere să vii, voi însoți. M-a solicitat conducerea. Oameni serioși au trimis după tine. Îmbracă-te. Ia, nu știu ce, ia ceva și ieși. Trebuie să fii în oraș în două ore. Drumurile sunt proaste, tu înțelegi. Frumoasa cu părul roșcat nu a răspuns nimic s-a spălat, s-a aranjat, a luat o geantă, o sticlă de apă și documentele. În grabă și-a pus geaca gri a mamei și a ieșit. Ofițerul de poliție a tăcut pe tot drumul. Când mașina a virat în altă direcție decât orașul, Adelina s-a speriat. Unde mă duceți? Era în panică, crezând că o duce în pădure pentru a omorâ la comanda băiatului de la fermă. În oraș, am spus. Dar orașul e în altă direcție. Avem doar un singur oraș. Sunt reprezentant al legii. Pe cine crezi că sunt? Crezi că aș intra într-o relație cu o infractoare? Nu mi ești prea necesară. Tu ești reprezentant al legii. Știu pe cine reprezinți. Nu am încredere în tine, scuzați-mă. Din cauza ta am fost condamnată, am petrecut nouă luni în închisoare. Mama mea a murit mai devreme din cauza ta. Știai că mă molesta. Ofițerul de poliție a tăcut mult timp. Și ce ar fi putut să spună? Hai fără lacrimi. Mi s-a spus să te aduc, așa că te aduc. Am primit un telefon de la cineva de sus. Și, crede-mă, nu îți fac prea mare caz. Unde mă duceți? Nu se lăsa Adelina. De ce nu a putut spune direct? Leonovalor, 39, asta e tot ce știu. E o casă particulară, locuiește acolo un bogătaș și am primit ordin să te duc acolo. Adelina a crezut că asta e sfârșitul, cine mai e bogat. Cu siguranță e Alex, el va începe să o molesteze din nou acolo, până se plictisește, și apoi o va ucide. Adelina a începuse deja să-și planifice evadarea. Totul tremura în ea. O duc la o moarte sigură. Și suferințele ei au luat sfârșit. O parte din ea gândea că poate totul este spre binele ei, va fi într-un alt loc cu mama. După două ore, ea s-a dat bătută și a decis că nu va mai lupta. Nu o vor angaja la serviciu. A rămas foarte puțin bani. A cumpărat doar mâncare și a plătit facturile. Ce să facă? Mașina s-a oprit nu lângă baracă, cum își închipuise Adelina. S-a oprit lângă o imensă reședință. Case ca aceasta văzuse doar la televizor. Aici te așteaptă, a spus ofițerul de poliție. Cine? În acel moment, porțile mari de fier s-au deschis și a ieșit un bărbat în vârstă, căruia Adelina îi dăduse bani pentru bilet. Sprâncenele ei s-au ridicat. Ea a ieșit din mașină salut, Adelina, a zâmbit el. Adelina s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat. Zâmbea frumos pentru că a înțeles că viața ei nu se va termina astăzi. Bătrânul a făcut un semn cu mâna ofițerului de poliție, care a plecat, lăsând-o pe Adelina. Îmi pare rău că am trimis mașina după tine, fără să sun. Nu aveam numărul tău de telefon. Nu l-am. Adelina a ridicat din umeri. Nici o problemă, dragă, lasă-mă să te prezint fiului meu. Am spus că îi voi returna datoria. Țin mereu cuvântul meu. Hai! Adelina a mers cu el pe un trotuar de cărămidă, pe lângă o fântână și niște bănci sculptate. Au intrat înăuntru, iar Adelina a rămas uimită să vadă cât de frumoasă era reședința pe dinăuntru. Nu ne-am prezentat. Numele meu este Mihai Borisov, iar acesta este fiul meu, Igor. Adelina și-a îndreptat privirea spre el și l-a văzut pe un bărbat frumos, blond, într-un scaun cu rotile. El zâmbea fetei, dezvăluind o serie de dinți albi impecabili. Mâinile lui erau puternice și musculoase. Purta o simplă cămașă și blugi. Adelina i-a salutat. Mihai a așezat-o pe fată în sufragerie. Adelina, voiam să-ți propun să lucrezi aici. Mi-ai plăcut foarte mult. Ai un caracter rar și un suflet bun. Pot să-ți încredințez casa. Eu sunt deja un bătrân slab, iar fiul meu, cum vezi, este invalid. Tu vei găti, vei face curățenie, vei ajuta. Este un loc de muncă de servitoare, dar va fi bine plătit, dacă vrei, bineînțeles. Pur și simplu nu puteam să nu-ți fac această ofertă. Tu ești persoana pe care aș dori să o am în casă, aproape de mine. Cuvintele bătrânului au emoționat-o pe Adelina. Îi întindea practic o mână de ajutor în momentul în care părea că nu există nicio ieșire. Dar trebuia să clarifice un lucru important. Acum va pune des întrebarea asta, se pare. Nu te deranjează că am stat în închisoare. Sunt o fostă deținută, o criminală, a spus ea amar. Igor a zâmbit. Nu mă deranjează. Spunem ce ți s-a întâmplat și cum ai ajuns în închisoare, a cerut el. Polițistul care m-a adus aici este prieten cu fermierul local. Fiul lui m-a atacat, iar eu l-am lovit în cap. A avut o leiune gravă. Pentru a-și salva fiul de acuzații să-și salveze reputația, m-au închis. Ea și-a spus povestea sincer. Ofițerul de poliție o amenințase, dar nu va minți din frică. Înțeleg. Știi și eu am fost în închisoare. Doar șase luni, dar a fost o perioadă grea. Îți voi povesti cumva. Dar, între timp, dacă e necesar, șoferul soției mele te poate duce acasă să-ți iei lucrurile necesare. Vei locui aici, îți vor pregăti o cameră și ți se vor spune toate detaliile. Soția A întrebat Adelina. În acea scurtă perioadă, apucase să simpatizeze cu Igor. Nici nu se gândise că el are o soție. Da, Dora, soția mea. Ea nu este aici, va veni doar mâine. După câteva zile, Adelina ștergea praful în bibliotecă, în casa familiei Borisov. Cunoașterea soției lui Igor fusese mai puțin plăcută decât se aștepta. Dora era o adevărată frumusețe, nu puteai să-ți dezvipești ochii de la ea. O astfel de femeie trebuia să apară în reviste și filme. Când a văzut fata, Dora a examinat-o cu privirea, cu o privire atentă, care a făcut-o pe Adelina să se simtă ciudat. Ce educație ai? A întrebat ea. Igor a întrerupt-o. Și ce fel de educație ar trebui să aibă o femeie de serviciu? Despre ce facultate crezi că învață să facă curățenie? Dora a dat din cap. Despre asta îmi spuneai la telefon. Ai fost în închisoare a întrebat ea, ridicându-și sprâncenele cu dezgust. Adelina și-a îndreptat spatele și și-a ridicat cu mândrie bărbia. I-am lovit în cap pe băieții care m-au atacat. Orice femeie ar fi făcut același lucru în locul meu. Dora a suspinat. Adevărat, scuze. Igor a fost și el în închisoare cândva. Bine, bine, bun venit, Adelina. Aranjează-mi lucrurile, trebuie să le speli și să le călci a arătat către o valiză mare cu rotile. Adelina a luat-o și a dus-o în camera ei, unde a clasificat cu grijă obiectele personale. După câteva zile de la prima întâlnire cu gazda casei, Adelina a început să înțeleagă cum stau lucrurile. Pentru Igor, Dora era un înger și vorbea cu ea cu bulândețe, cu oarecare grijă. Dar cum rămânea singură cu stăpâna casei, aceasta se transforma într-o adevărată zânărea și aducea o sută de reproșuri în legătură cu munca, aspectul, modul de vorbire. Adelina îi ardea să lovească acea persoană arogantă atât de tare, încât să-și amintească ce înseamnă umanitatea. Dar probabil nu poți să-ți amintești ceva ce nu știi. În colonie erau alte reguli. Ar fi trebuit să o trimită pe dora acolo pentru câteva săptămâni. Oh, fetele ar fi educator rapid! Adelina îi alina aceste gânduri, făcând semne de înțelegere și afirmând că a înțeles totul. Muncea cu adevărat bine și nu existau plângeri cu privire la munca în sine. Adelina își sorta hainele pe culori, le călca, le aranja în așa fel încât dora să aibă o viață mult mai ușoară și confortabilă. Dora chiar a lăudat-o pentru asta, desigur, când Igor era prezent. Dora nu-l simpatiza pe Mihai, nu vorbea cu el, încerca să evite orice interacțiune. Adelina a aflat că în ziua în care el se deplasa cu autobuzul în orașul vecin, era pentru prima dată după mulți ani când venea aici. Mihai a spus această poveste Adelina, târziu într-o seară, când toată lumea din casă dormea deja. Adelina nu putea să doarmă și a coborât în bucătărie, unde l-a găsit pe Mihai fumând liniștit lângă fereastră. Doar nu-i spune lui Igor, mereu a rugat să renunț la fumat și am renunțat, dar uneori totuși simt nevoia, a spus bătrânul zâmbind. Adelina s-a așezat lângă el. Îmi place mirosul ăsta, nu știu de ce, nu pot spune, nu-ți face griji. Au început să vorbească, iar Mihai a dezvăluit o poveste pe care Adelina nici măcar nu și-ar fi putut imagina. Cu mulți ani în urmă, când soția mea era încă în viață și Igor tocmai terminase școala, ne-am certat serios. El voia propria afacere, iar eu i-am cerut să devină succesorul meu. Am avut atelierul meu într-un alt oraș. Toată viața am lucrat cu mâinile, mă cunoșteau, mă respectau, mă apreciau. În final, Igor s-a mutat aici, iar eu am rămas acolo. Soția mea era ca între două focuri. În cele din urmă, ea a plecat la Igor să aibă grijă de el în timp ce el lucra toată ziua pentru zece oameni. Noi doar ne sunam, și chiar și atunci rar. Curând am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit, dar lui Igor nu era timp să aibă grijă de ea, de sănătatea ei, iar eu nu eram acolo și el nici măcar nu m-a sunat. Soția mea a murit de frig în casa lui Igor, în timp ce el își punea în ordine afacerea. La înmormântarea ei ne-am certat și nu l-am mai văzut pe fiul meu mulți ani. Am auzit că afacerile lui mergeau bine, că câștiga foarte bine, că a cumpărat cea mai mare casă din oraș. Dar eram mânios pe el, atât de mânios încât am uitat de sentimentele lui. Mi-am distrus propriul fiu și el m-a rugat să rămân aici. Am acceptat și i-am povestit despre tine. Igor a oferit ajutorul lui singur, a spus că și-a concediat menajera și că are nevoie de ajutor în casă nu a ținut cont de mâinile soției lui, ea nu provine din acea categorie de oameni care să facă treburile casnice. Adelina a râs, iar Mihai a râs și el. Așa Adelina a aflat povestea lor de familie. Păcat că au pierdut 10 ani frumoși, dar este bine că acum trăiesc împreună și încearcă să recupereze timpul pierdut. Mihai este în vârstă și în pensie, atelierul lui este gestionat de meșteri tineri, iar el primește o parte din profit ca proprietar. Au trecut patru luni. Adelina lucra în casa lui Borisov, acordând o atenție specială lucrurilor Dora. Ea nu era prea prietenoasă, îi plăcea să critique lucrurile minore. Dar talentul incontestabil al Adelina în ceea ce privește ordinea și sistematizarea lucrurilor era greu de trecut cu vederea. Odată, Dora nu a rezistat. Deschizând l apul, a găsit hainele ei în stare perfectă, atârnate în așa fel încât putea găsi orice bluză sau pulover imediat. Totul era sortat pe culori, haine ușoare și călduroase erau agățate separat, astfel încât era clar unde și ce să caute. Adelina, ai organizat totul aici atât de bine, de unde ai învățat asta? Nu în închisoare, sper. A spus Dora aprobator. Adelina a zâmbit, hotărât că era mai mult un compliment. Am petrecut doar 9 luni în închisoare, iar restul vieții am trăit cu mama. I-am învățat cum să îmi organizez hainele. De asemenea, am lucrat într-o bibliotecă unde trebuia să sistematizez cărțile. Dora a dat din cap aprobator și a început să se schimbe. Adelina a părăsit camera tacticos. Vedea că relația dintre soți nu mergea bine. Dora vorbea mereu tare cu el, se certau des. Adelina îi era milă de Igor. El încerca să pară vesel și prietenos, dar ea înțelegea că nu poate fi ușor pentru cineva să fie înșelat de scaunul cu rotile. În dimineața acelei zile friguroase de februarie, Adelina a auzit o ceartă între Borisovii. Mihai plecase la piață cu bucătărea sa. S-au apropiat atât de mult încât petreceau tot timpul împreună, râdeau și glumeau pe seama tuturor. Adelina îi plăcea foarte mult acea idilă. I-a spălat podeaua în camera de zi când a început să se audă strigăte. Dora chiar a spart ceva. Adelina voia să plece, dar nu a reușit. A trebuit să rămână. Cum o și chiar și o baltă a făcut? A trebuit să rămână. În curând, Dora a ieșit din birou. S-a uitat în mod răutăcios la Adelina și a fugit din casă. Stăpâna avea un șofer personal care o aștepta mereu în curte s-a urcat în mașină și a plecat. Adelina s-a hotărât să intre în casă, poate are nevoie de ajutor. Scuzați-mă, pot să intru. A întrebat ea. Igor i-a zâmbit. Desigur, treci. Scuze pentru scena aceea, Dora este foarte emoțională, iar eu rar sunt așa, uneori pierd controlul. Adelina a zâmbit. Asta înseamnă educație, calm britanic. A striga este normal, chiar necesar, este o formă de terapie. Așa ne eliberăm emoțiile negative. Știi, uneori te saturi să fii corect. Aș vrea să strig și să plec ca Dora, dar nu pot să plec și nu am pe cine striga. Adelina a zâmbit și s-a ridicat de pe canapea, luând un urs de pluș imens de pe canapea, pe care soția lui Igor i l a dăruit în ziua în care a fost externat din spital. Să strigăm la el, i-a spus ea, întinzându-i jucăria. Igor a luat-o în mână și a privit ursul în ochi. Parcă nu pot, poate să facem împreună. Adelina a dat din umeri, s-a apropiat de Igor și a început să strige la ursul de pluș și în același timp. Când și-au terminat respirația, au râs. Mi-a plăcut, mai facem! a sugerat Igor. Și Adelina a înclinat din cap, iar ei au început din nou să strige. La al treilea strigăt, asistentul lui Igor a venit în fugă, cel care îl ajuta să meargă la toaletă și la duș să-l ajute să se îmbrace. Ce s-a întâmplat, Igor? A întrebat el, respirând greu. Nimic, strigăm la ursul de pluș aici, a spus Igor. Adelina și Igor au râs. De ce îi speriați așa? Mă gândeam că vă omoară aici. Asistentul s-a așezat pe canapea și și-a luat răgazul să respire. Adelina a mers să-și vadă de treburile ei. În tot timpul zilei, ea se gândea la Igor, de unde venise el. Afaceriștii nu erau așa timizi. Liniștit, politicos, nu se considera mai bun decât ceilalți. Asta era o raritate în ziua de azi. Dora s-a întors seara. Și certurile au continuat, dar într-un ton mai calm. Adelina a reușit să audă fragmente de conversație. Se pare că vorbeau despre o operatie. Igor dorea să-și dea acordul și să riște, dar Dora era împotrivă, spunând că nu vrea să-l piardă. Probabil, operația era însoțită de riscuri. A doua zi dimineață, Dora a plecat de vreme. Mihai s-a dus și el, făcându-i Adelinei un compliment despre munca ei și despre părul ei roșcat bogat. Fata trecea pe lângă camera lui Igor când el a strigat-o. Cum ai știut că sunt eu?" A întrebat ea într-un mod cochet. Nu mai e nimeni în casă. Vlad, asistentul meu, are pași grei puternici. Tu umbli aici singură ca un șoarece. Dora tocește cu tocuri, Zinaida clănțănește. De mult timp am învățat să-i recunosc pe toți după pași. Și acum te voi recunoaște pe tine. Adelina s-a așezat lângă el pe canapea. Balconul din dormitorul lui Igor era deschis și aerul rece îi străbătea. Ție cald, domnișoară? L-a întrebat Igor zâmbind. Calorii, bunicule, l-a imitat Adelina. Au izbucnit în râs. Îmi place când aerul de afară este rece în cameră și îmi place priveliștea către pădure și nu-mi este niciodată frig. Tatăl m-a învățat să fiu rezistentă de când eram mică. Desigur, dacă m-aș fi dus goală afară în ger, atunci mi-ar fi fost frig, dar răcoarea nu mă sperie. Totuși, ar fi mai bine să nu te răcești prea tare. Vrei să te operezi și ei iau lucrurile foarte în serios. Trebuie să fii sănătoasă, altfel nu se vor ocupa de tine. Adelina a înțeles că a intervenit într-un subiect delicat, dar Igor, politicos și prietenos, părea că nu se supără să discute despre asta. Ai auzit cum ne certam. Scuze, a fost foarte zgomotos și am urechi, a râs Igor. Dora nu vrea să mă operez. Nu sunt un pacient fără speranță. Poți să aștepți ani de zile să vezi dacă recuperarea merge de la sine sau poți să faci operatie. Șansele sunt de 50% să pot merge după aceea, dar dacă te atingi de acolo și nu există rezultate, există șansa să nu mai pot merge niciodată. E complicat acolo. Mai era și complicat cu anestezia. Eu, Adelina, sunt alergic și sănătatea mea e fragilă. După accident am avut mai multe operații. Fiecare următoare a fost mai grea decât cea anterioară. Ultima a fost urmată de comă. M-au scos de acolo, dar nu imediat. Dora a spus că s-a speriat foarte tare pentru mine și nu vrea să mă pun sub cuțit. De asta ne certăm. Probabil că problema este că ai avut multe operații și nu ai avut puterea să te recuperezi. Acum ar trebui să tolerezi anestezia mai ușor. Și eu spun la fel, și medicul meu. Dar Dora persistă și nu vrea să mă lase să mă operez. Nu știu cum să o conving. Nu vreau să trăiesc așa. Chiar dacă există o șansă mare de deces după această operatie, tot aș accepta-o. Să stai într-un scaun cu rotile nu este o plăcere mare. Adelina a dat din cap în semn de înțelegere. Au vorbit încă aproximativ o oră. Sunt fericită că lucrez aici. Am bani, am pe tine, Mihai. Sunt fericită că nu trebuie să mă întorc în sat. Oamenii de acolo mă privesc strâmb. Spre seară, în aceeași zi, Igor a chemat-o pe Adelina la el. I-a transmis dorința de a o vedea prin intermediul tatălui ei. Ce s-a întâmplat? L-a întrebat Adelina intrând în dormitorul lui. Igor avea o expresie sumbră pe față. Ști, am fost foarte impresionat de povestea cu agresiunea asupra ta. Nu tolerez nedreptatea, așa că am vrut să investighez. Mă gândeam să fac anchetă și să cer unui superior să afle și să repună dreptatea, să facă martorul mincinos din cazul tău să spună adevărul, să vorbească și să plătească această familie care și-a salvat reputația fiului lor cu prețul vieții mamei tale, cu prețul reputației tale curate. Îmi cer scuze că am intervenit în treaba ta. Vreau să spun asta de la început. Cu toate acestea, ceea ce am aflat m-a șocat încă. Adelina s-a așezat cu grijă pe marginea canapelei. Emoțiile i-au strâns gâtul și a simțit greață. Ce ai aflat? Pe lângă asta, fermierul a avut un scurt circuit, probleme cu instalația electrică. S-a întâmplat în timpul unei petreceri. Toți erau beți și aveau un oaspete, ofițerul de poliție. O tragedie teribilă. Acum nu mai poate fi stabilit adevărul. Adelina era în șoc, își dorea ca dreptatea să prevaleze, dar ceea ce s-a întâmplat a fost extrem de crud. În acea noapte, fata a întors mult timp pe toate părțile, nu a putut adormi. Se gândea cu cine ar putea discuta pe această temă. Cel mai bun lucru a fost să meargă la biserică, să aprindă o lumânare pentru odihna sufletului. După aceea a mers la închisoare și a cerut să aibă o întâlnire cu Ana cea mare. Spunându-i totul, Adelina a simțit că îi este mai ușor, ca și cum un bolovan i-ar fi căzut de pe inimă. Aceasta este pedeapsa divină, nu despre instalații electrice este vorba, casa a fost pur și simplu blestemată. Nu poți face asemenea rău și să trăiești gândindu-te că totul va trece. Nu-ți fie rușine de sentimentele tale, nu le poți controla. Acest sentiment de justiție înăuntrul tău a jubilat. Da, înțelegi rațional că îți pare rău pentru familia lor, dar în incendiu nimeni nu este vinovat. Amintește-ți că în mâna zeiței justiției nu sunt doar balanțele, ci și sabia. Prietena înțeleaptă de la închisoare pentru femei, a ajutat-o pe Adelina să-și risipească toate îndoielile, dar șocul teribilei știri nu a trecut, desigur. După acest incident, Adelina și Igor au început să vorbească mult. Bărbatul, văzând cât de mult trece ea prin momente dificile, încerca să o consoleze, iar ea era recunoscătoare. Nu avea pe cine să vorbească în mod special. Mihai, auzind ce s-a întâmplat, a dat din cap, spunând că totul este voia lui Dumnezeu, dar uneori chiar și el nu rezistă și se amestecă în cursul natural al lucrurilor, pedepsind răufăcătorii. În acea zi, Adelina mătura podeaua în pivniță. Era deja întuneric și răcoros, dar nu era somn. Intrarea în pivniță era prin bucătărie, unde a intrat Daria cu șoferul personal Anatol. Adelina nu își putea imagina că va auzi ceva care nu era destinat urechilor ei. Nu pot să fac asta, este de neconceput, exagerezi, hai să ne despărțim simplu, bine. De ce să mergem la extreme? Spunea Anatol. Adelina a înțeles că vorbesc despre ceva personal după tonul lui. Ea a vrut să se deconspire, dar s-a oprit pe loc. Nu vreau doar să plec, din acordul nostru matrimonial nu voi primi nimic în caz de divorț. Sau mai bine zis, el, desigur, nu mă va lăsa în afara jocului, dar vreau mai mult. Nu doar apartament și mașină. Trebuie doar să adaugi această pudră când voi fi la părinți. Va fi alibiul meu. Mă voi certa cu el, voi pleca mâine dimineață, seara tu îi vei aduce ceaiul. Are inima slabă, iar acest o nu poate fi detectată totul va părea ca o simplă insuficiență cardiacă. Crede-mă, voi obține totul. Această vilă va fi a mea toate apartamentele, întregul afaceri. Nu va mai trebui să lucrăm niciodată. Vom fi fericiți. Ascultând asta, Adelina a înțeles că este prea târziu să iasă din pivniță cu găleata și cârpa în mână. S-a temut că va fi observată, dar nu s-a întâmplat. Dar ea și Anatol au discutat planul lor mult timp, stabilind detalii. Șoferul a fost de acord, cedând rugăminților ei. Apoi s-au sărutat mult timp, nepermitându-i Adelinei să iasă. Ea i-a văzut pe Anatol luând în mână o trava pe care Dora i-a dat-o într-un mic flacon. Când au ieșit în cele din urmă din bucătărie, Adelina a ieșit și s-a sprijinit cu spatele de ușă. Doamne, ce trebuie să facă acum? Ea nu a putut să doarmă până târziu în noapte. Dar ea și Anatol au părăsit în secret casa. Ea i-a văzut urcând în mașină. Cum de nu a observat că sunt amanți până acum? Adelina s-a strecurat în camera lui Igor, el era în pat. Iertare, Igor, trebuie să vorbesc cu tine, a șoptit ea, fără să știe dacă stăpânul era acasă și o aude. Intră, Adelina, nu dorm, se auzi din camera întunecată. Igor a aprins lumina, purta un simplu tricou alb de noapte, cu mâinile sculptate frumos vizibile. Părul blond era dezordonat. De ce nu dormi? L-a întrebat ea fără să știe cum să înceapă o astfel de conversație. Am insomit de mult timp, iar tu? Ce voiai să discutăm la o astfel de oră? Încă te îngrijorează incidentul cu cei care te-au jignit. Mi se pare că este o pedeapsă divină. Adelina a intrat în cameră și a îndrăznit să se așeze pe marginea patului lui. Părul ei roșcat era desfăcut, încă purta uniforma de muncă, deși era aproape miezul nopții. Nu, am aflat ceva și trebuie să-ți spun. Lasă-mă să dicesc, ai aflat că soția mea are o aventură cu șoferul ei. A zâmbit Igor. El știa, el știa totul, incredibil. Nu doar atât, trebuie să-ți spun, azi am auzit discuția lor în mod accidental. Dora vrea să te otrăvească. Mâine dimineață va pleca la părinți, iar șoferul ei va rămâne. El îți va aduce ceaiul și va conține o substanță greu de detectat în cazul autopsiei. Adelina era nervoasă, s-a uitat în ochii lui Igor și a realizat că el era speriat. Am știut că soția mea are o aventură, nu este prima ei în celătorie. Pot înțelege totul, doar că sunt legat de scaun am crezut că aventurile ei vor ajuta la menținerea căsniciei noastre. Și am tăcut. Tatăl meu mi-a spus de mult despre aventura ei și eu am văzut cu ochii mei. Dar să mă otrăvească. Vrea să-mi ia toți banii, nu-i așa? Adelina a dat din cap. Nu sunt sigur, dar știi, aș putea să mă înșel să aud greșit ceva, să nu înțeleg totul, dar brusc am înțeles totul corect. Nu puteam să tac și să-ți permit să fii ucis de ei. Igor i-a luat mâna. Avea nevoie de asta, iar Adelina voia să-l susțină. Atunci când s-au atins nevinovat, amândoi s-au ars în acel moment. Prea multe lucruri s-au întâmplat. Adelina încă nu înțelegea de ce Igor dorea să se răzbune pentru ea, să repare nedreptatea. Probabil că el simțea ceva pentru ea. Ea își dorea să creadă că da, pentru că și ea se îndrăgostise de el de mult timp, dar își interzicea să viseze la un bărbat căsătorit. Adelina s-a îndepărtat de Igor aproape imediat după atingerea lor inconfortabilă. El a rămas să zacă fără somn. Fata nu a dormit bine în acea noapte. Dimineața a auzit cum Dora și Igor se certau. Daria a închis ușa cu zgomot și a plecat cu șoferul ei. Aproape la prânz, Anatol s-a întors. Adelina l-a observat. Era vizibil nerăbdător. Când a intrat în bucătărie, Adelina l-a urmărit. Bărbatul a pus conținutul flaconului în ceai. Îngrijorată pentru Igor și încercând să rămână în s-a repezit în camera lui. Igor era la birou în fața calculatorului. Igor, este adevărat. Am văzut, am văzut totul, a spus ea în șoaptă. Liniștește-te și eu văd totul. Am camere de supraveghere în toată casa de mult timp. El a întors laptopul spre ea și Adelina a văzut totul cu proprii ochi. Anatol tocmai ieșea din bucătărie cu o tavă. Nu bea ceaiul, a implorat ea. Igor a râs în șoaptă. Nu-ți face griji! Uită-te, Anatol va veni să mă otrăvească acum va fi un spectacol. Poți rămâne, fă pe gospodina, spune că speli geamurile. I-a propus el. Adelina, realizând că a alergat spre el cu o cârpă în mână, a mers obedientă la fereastră. Curând, șoferul a intrat în birou. Igor, un ceai. I-a propus el. Nu refuz, mulțumesc, Anatol. Igor a luat ceașca și a inspirat aroma, zâmbindu-i șoferului. Știi, Anatol, ești un om bun, trebuie să-ți măresc salariul. Voi discuta despre asta cu contabilul meu. Anatol a făcut un semn de aprobare, puțin jenat. Aștepta acolo ca Igor să bea ceaiul până la capăt. Și Igor a stat acolo, așteptând ca polițiștii să ajungă la casa lui. Camerele pe care Igor le vedea pe ecran transmiteau totul nu doar pe laptopul său. În prealabil a sunat un prieten polițist și a spus că urmează să fie otrăvit. Discuția dintre Dora și Anatol din bucătărie a fost, de asemenea, înregistrată. Și momentul în care șoferul adăuga o travă. În curând, ușa s-a deschis, iar reprezentantul legii a intrat în cameră. Sunteți arestat pentru tentativă de omor și aveți dreptul să păstrați tăcerea, deși nu vă va ajuta. Adelina a dat declarații la secție, așa cum se cuvine. Daria trebuia să fie dusă direct la închisoare de la casa părinților ei. Restul zilei a fost dificil. Mihai, auzind totul, a început să ia medicamentul pentru tensiune. Știa că Daria nu era cea mai bună soție, dar tentativa de omor. A doua zi, Adelina a intrat în biroul lui Igor. Asistentul său l-a ajutat să se așeze în scaun. Odată ce acesta a ieșit, fata l-a întrebat despre starea sa. Mă simt minunat, mulțumesc că ai întrebat. Tata s-a înfuriat, nu se aștepta, a răspuns el. Sincer, și mie știrea m-a șocat. Când mi-ai spus, am realizat că am greșit teribil în privința ei. Am iubit-o, într-adevăr, am iubit-o. Cum de e atât de gol și mercantilă? Cum de nu am înțeles asta despre ea? Nici măcar nu voia să aibă copii. Înainte de accident ne certam tot timpul din cauza asta. Abia acum am realizat că aventura ei cu șoferul continuă de mult timp, mai mult decât stau în cărucior. Adelina a clătinat din cap. Nu-ți fă griji, nu putem fi responsabili pentru acțiunile altor oameni. Încă de mult timp am vrut să-ți mulțumesc. Ai vrut să restabilești justiția, să-mi fie ridicate acuzațiile. Igor și-a plecat capul. Dacă nu era incendiul care le-a luat viața tuturor, aș fi putut să-ți dovedesc nevinovăția să-ți restitui numele curat. Nu ai meritat ceea ce ți s-a întâmplat. Ești o persoană minunată, Adelina. Am avut noroc cu tine. Mi-ai salvat viața, înțelegi asta. A întrebat el. Adelina îl privea în ochi. Părea un prinț din povești, bun, inteligent, calm și plin de empatie cum de Daria l-a putut înlocui cu șoferul ei, acel tip cu chelie, tatuaje și lanț la gât. Adelinei s-a părut că Dora a fost doar o prostuță, pierzându-le pe un astfel de bărbat. Igor și-a plecat capul. În astfel de momente, îmi pare rău că sunt invalid. De ce? Adelinei a scăpat întrebarea. Pentru că acum aș vrea să vin și să te îmbrățișez, dar nu pot și nici să mă duc acolo cu scaunul nu ar fi atât de epic. Adeline i-a zâmbit, s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat. În următoarele câteva luni, în timp ce procesul era în desfășurare, au fost tot timpul împreună. Mihai a rugat-o pe Adelina să aibă grijă de fiul ei, să-l susțină. Și ea însă și era fericită să fie doar lângă el. Având în vedere dovezi clare ale vinovăției lor, Dora și Anatoli au primit pedepse semnificative. Dora a primit o pedeapsă mai ușoară, tatăl ei intervenind și angajând cel mai bun avocat. Odată cu pronunțarea sentinței, Igor a anunțat că organizează o cină pentru a marca sfârșitul acestei perioade groznice din viața sa. Toți angajații casei erau la masă, pe care el îi invitase. Vreau să ridic paharul pentru voi toți. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în toată această perioadă. Sper că vom continua să mergem împreună prin viață. Astăzi m-am despărțit oficial. Și am dat consimțământul meu pentru operatie. Dar ea nu voia să mă ridic în picioare. Știi, am aflat că și accidentul a fost pus la cale de ea. Anatolii a tăiat furtunul de frână. Nu voi putea dovedi asta în instanță, dar nici nu este nevoie. Amândoi au primit ce meritau. Așa că să bem pentru schimbare și să fie pozitivă. Toți cei din casă au susținut decizia lui Igor de a face operația. La masă au discutat despre evenimentele recente. Adelina le-a povestit tuturor și propria ei poveste. Nu-i plăcea să împărtășească asta, dar, cedând impulsului emoțiilor, a pus toate cărțile pe masă. Cina a fost cu adevărat una de familie și încredere. După asta a început pregătirea pentru operația lui Igor a trecut prin toate examinările, una după alta. Adelina îl susținea. Se apropiau tot mai mult unul de celălalt. Se uitau la filme împreună seara, uneori se plimbau. Mihai își împingea tot timpul Adelina în direcția lui. I-a spus în mod deschis fiului său de mult timp că își dorește o soție ca Adelina. Igor a ascultat tatălui, s-a uitat la ea. Dar atunci era încă căsătorit, iar acum era liber nu voia să se grăbească pentru că ea a trecut prin multe. Dar el a văzut că fata se simte atrasă de el. Înainte de operatie, ea a intrat în camera lui. Dimineață mă vor duce la spital. Operația va începe la 10, se va încheia la 1 sau 2 după amiaza. Voi suna imediat tatălui și vei ști că totul e în regulă. Am o inimă sănătoasă, o să trec cu bine. Am trecut prin toate examinările, nu-ți face griji. Adelina a suspinat. Am vrut să-ți spun ție că nu voi putea suporta asta dacă nu vei trece prin operatie. Adelina era acolo, în camera lui, gata să plângă. Igor a suspinat greu. I-ar fi plăcut să o îmbrățișeze, să o sărute, să-i spună cât de mult a devenit importantă pentru el, dar nu s-a hotărât. În schimb, a zâmbit și a spus, Totul e bine, du-te și odihnește-te. Mâine vei afla că totul e în regulă. Adelina a plecat. Mergea spre el să-i spună cât de mult îi pasă de el, să-i mărturisească sentimentele, dar el a respins-o. Probabil că acum nu era momentul potrivit. Sau poate că totul era doar în capul ei. În ziua următoare, bucătarul i-a dat Adelina și tuturor din casă ceai liniștitor. Au încercat să fie împreună, să se susțină reciproc. Spre amiază, Mihai a decis să meargă la spital. Pot să vin cu tine? L-a întrebat Adelina. E nevoie, i-a spus el. Au ajuns la spital, s-au așezat într-un coridor întunecat și au așteptat. Totul va fi bine, repeta Adelina. Da, știu, spunea Mihai, strângându-i mai tare mâna. Când doctorul a ieșit din salon, ambii s-au ridicat în picioare. Totul e bine, nu vă faceți griji. Igor a trecut foarte bine prin operatie și totul a fost un succes. Va sta pe picioare, dar nu atât de curând cum ne-am fi dorit cu toții, a declarat chirurgul, zâmbind larg. Acel moment a fost unul dintre cele mai fericite din viața Adelinei. Era atât de fericită, a sunat bucătarului și i-a dat vestea minunată. Doar tatăl lui Igor a fost lăsat să intre în acea zi și asta spre seară. Tată, vreau să vorbesc cu Adelina. M-am temut că voi mur și nu am vrut să abordez această conversație mai devreme. Dar acum, când totul a trecut, vreau să vorbesc cu ea. Tatăl s-a zâmbit. A venit momentul, fiule, a venit momentul de mult. Adelina și Igor au devenit un cuplu în ziua următoare. A venit în camera lui, iar el o aștepta cu un buchet de flori. Te iubesc, i-a spus el în loc de bună ziua. Ea l-a îmbrățișat, iar apoi a avut loc primul lor sărut pe care îl așteptau de mult timp. Igor se recupera, învăța să meargă, dar încă putea doar să se ridice în picioare. Putea face un pas sau doi, dar pentru el era o bucurie imensă. Adelina era alături de el. Ea continua să facă curățenie în casă, pentru că nu se obișnuise cu o altă viață, dar acum dormea în camera lui, alături de el. Erau foarte bine împreună, aproape că nu se despărțeau deloc. Toți din casă se bucurau pentru ei, își iubiseră pe Adelina. Curând, Igor i-a cerut să se căsătorească, iar ei și-au organizat o ceremonie modestă acasă. El încă nu putea merge în mod normal, dar se deplasa prin casă sprijinindu-se de baston. Și Mihai și bucătărea s-a început să se gândească la căsătorie. S-au apropiat foarte mult unul de celălalt, dar relația lor era diferită datorită vârstei lor. Au devenit buni prieteni. Adelina și Igor, pentru a sărbători nunta, au decis să plece într-o călătorie. Fata nu mai fusese nicăieri în afara satului ei, în afară de orașele vecine. Au mers în Muntenegru și au petrecut acolo aproape o lună. La întoarcere, Mihai a observat că Igor mergea destul de ușor, dar încă mai avea nevoie de baston. Adelina nu mai curăța podeaua și mânca mai puțin. Ce ți s-a întâmplat? Ești palidă. Ești bolnavă. Acum circulă acest virus, trebuie să fim mai prudenți, a spus Mihai la micul dejun. Adelina bea suc de portocale. Nu am virusuri, sunt însărcinată, am o greață cumplită, i-a mărturisit ea, declanșând o furtună de emoții. Mihai a început să o felicite și să o îmbrățișeze. Era foarte fericit să afle că va avea în curând un nepot sau o nepoată. A visat mereu la asta. La scurt timp după reunirea cu fiul său, îl întreba adesea pe Daria de ce nu vrea copii, dar ea găsea mereu scuze. La termenul potrivit, Adelina l-a născut pe primul lor copil, lui Igor. Băiatul a fost numit Alexandru. Igor s-a recuperat și a început să meargă normal. Adelina și el trăiau în armonie. Ea îl ajuta în toate, se ocupa singură de gospodărie și îl creștea pe micul Alexandru. Și mai mult, planificau să-i facă pe Mihai fericiți cu nepoți. Vă rog să mă susțineți cu un like și să vă abonați.